Organizația Mișcării Populare din Dâmbovița a anunțat că îl va sprijini pentru desemnarea drept candidat la alegerile europarlamentare pe Cristian Preda. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă de către deputatul Florin Popescu, șeful de campanie al Partidului Mișcarea Populară. Fiecare organizație județeană va trebui să propună câte un candidat pentru lista de europarlamentare și organizația Partidului Mișcarea Populară Dâmbovița a decis să-l susțină pe domnul Cristian Preda. Să-l propună și să-l susțină pe domnul Cristian Preda ca și candidat pe listele partidului la europarlamentar. Este europarlamentar, este un om serios care și-a făcut treaba atât în Parlamentul European, un om integru și de o moralitate desăvârșită. Filialele Partidului Mișcarea Populară fac propunere, însă fundația este cea care le selecționează, iar ultimul cuvânt îl vor avea forurile statutare ale partidului care vor stabili ordinea pe listă. Totodată, Florin Popescu a subliniat că Mișcarea Populară își propune să obțină la alegerile pentru Parlamentul European 4 europarlamentari. Și Cristian Preda a avut o reacție destul de plăcută în ceea ce privește sprijinul venit de la Dâmbovița. Europarlamentarul popular a spus că în Dâmbovița, Florin Popescu și colegii săi au o organizație puternică, iar scorul din 25 mai va fi pe măsură. Iar în final a mai spus că le este recunoscător membrilor acestei filiare pentru susținerea lor.